Un studiu efectuat recent indică faptul că puțin peste 4% dintre români citesc, merg la teatru sau vizitează expoziții. Giurgiuvenii nu fac nici ei excepție. Deși nu duc lipsă de librării, bibliotecă, spectacole de teatru sau vernisaje, sunt puțini cei care le trec pragul. Cât de des cumpărați cărți? Eu nu mai cumpăr la nimeni. Am cărți cumpărate, mai le recitesc. Am cumpărat foarte des și nu mai cumpăr prea des. N-am mai cumpărat că sunt foarte scumpe. Ultima carte am cumpărat ceva despre India, care mă pasionează așa, India. Nu o să am niciodată ocazia să merg acolo, dar mă rog să citesc. Cât de des mergeți la teatru? Sinceră să fiu, n-am mai fost de ani, de ani de zile. De ce? Nu avem bani, nu sunt posibilități. Giurgiuvenii care nu ratează niciun eveniment cultural sunt cei care sunt pasionați de acest domeniu și dețin și un cerc mare de cunoștințe ce frecventează mediul cultural. Când este ceva frumos care să ne placă și să înțelegem, deci o piesă, ceva, sau la ședințe, când sunt ședințe de astea sau festivități mai așa, cu copii, pentru noi, pentru oamenii ăștia la 50 de ani. De când m-am retras la țară, relativ rar, dar chiar și acum, măcar o dată la lună și jumătate, mă repet în București la teatru. Din păcate, mai toate statisticile ultimilor ani îi plasează pe români printre codașii Europei la setea de activități culturale, dar mai grav este că nu se înregistrează niciun progres. Lipsa banilor și stresul cotidian din ce în ce mai acut îi țin departe pe români de investițiile în cultură, însă tot sondajele arată că nici în anii cu boom economic nu se închesuiau să cumpere prea multe cărți sau să vizioneze piese de teatru.